Bună, dragii mei, și bine v-am regăsit aici la Croitoria fără formule. Eu sunt gazda voastră, Lorelai Țârlea, și astăzi haideți să vorbim puțin despre cum ungem mașina de cusut. Probabil că mulți ați auzit că trebuie unsă, așa și este, trebuie întreținută periodic, însă nu e suficient doar să puneți mult ulei, ci trebuie întâi curățată bine de scame. Care ar fi simptomele unei mașini neîntreținute? În primul rând, începe să facă un zgomot foarte puternic, metalic, un țăcănit neplăcut, pe care până atunci poate nu l-ați observat. Și doi, nu mai trage materialul, practic nu mai coase. Asta se întâmplă pentru că în dinții transportori se acumulează foarte multe scame, se transformă într-o pernuță de pâslă care nu mai are aderență pe material și de asta ea bate pasul pe loc. Mașina trebuie întreținută, respectiv curățată și unsă, indiferent că ați cusut sau nu la ea. Dacă ați cusut, trebuie să faceți întreținerea mai des. În principiu, după fiecare proiect major sau mai des, în fiecare zi în care ați cusut materiale pufoase care lasă foarte multe scame în mașină, trebuie să o curățați aproape zilnic. Dacă n-ați cusut la ea, odată la câteva luni o curățați, o ștergeți de praf și puneți câteva picături de ulei acolo unde am să vă arăt. Ideea este că o mașină bine întreținută este o mașină care va fi alături de voi mulți, mulți ani. Cum este, spre exemplu, mașina mea Zinger Heavy Duty, pe care o am de foarte mult timp și la care am cusut super intensiv. Așa cum vă spuneam, sfaturile pe care am să vi le prezint aici sunt valabile indiferent ce marcă de mașină aveți, din ce an este, toate funcționează cam la fel. Și pentru toate este valabilă metoda de curățare a scamelor pasul 1, ungere pasul 2. Haideți să vedem cum facem. Toate mașinile de cusut, în momentul în care le primiți de la magazin, au în trusa de bază cel puțin un instrument care are periuță de curățare, precum și, de regulă, aceasta este șurubelnița pe care o primiți în trusa de bază a mașinii. Însă, eu astăzi am să folosesc și șurubelnița aceasta cap-cruce pentru că am să vă arăt și un mic secret. Cel puțin la modelul acesta de mașină și sunt multe care se pot desface, capacul aici din față îl puteți desface ca să curățați și să ungeți și partea superioară a mașinii. Dar, desigur, vedeta acestui videoclip va fi uleiul special de mașină. Nu încercați să ungeți mașina de cusut cu alt tip de ulei, ulei de gătit, Doamne ferește. Margarină, vaselină sau orice alte uleiuri nu sunt în regulă, pentru că acele uleiuri fac o peliculă care va gripa mașina și vă stricați singur. E păcat. Deci, nu e investiție mare. Uleiul cei de la site-ul Zinger au ulei de mașină foarte bun și calitativ, dar și raport calitate-preț, vi-l recomand călduros. Oricum, nu trebuie mult. Deci, comandați o sticluță care vă ține ani de zile. Și, desigur, mai am și câteva șervețele pentru a șterge excesul de ulei. Pentru început, deșurubez placa mașinii. Eliberez piciorușul presor și îl îndepărtez și acum placa mașinii iese cu totul. Am scos ața și acum cu periuța încep să curăț cu mare grijă scamele. Bun. Acum, pentru că am curățat scamele din interior, am să iau uleiul și am să pun o picătură de ulei, nu mai mult, aici și aici.
în zonele unde mașina se rotește. Apoi, am să las mașina să coasă câteva secunde. Deja sună puțin altfel. Încă o picătură. Bun. Mașina deja și-a schimbat puțin sonorul. O las puțin să meargă pentru a se împrăștia bine uleiul. Și acum, dacă este cazul, dacă am pus mai mult, mi-a scăpat prea mult, pot să pun șervețelul și să absorb excesul. Dacă lăsați prea mult ulei în mașină, e posibil să păteze prima dată când lucrați cu ea. Și de asta aveți grijă după ce o ungeți, fie nu puneți decât o singură picătură sau dacă ați scăpat prea mult, încercați să absorbiți cu un șervețel. Bun. Acum, o altă zonă de interes pe care, în mod normal, dacă nu sunteți pricepuți cu șurubelnița, nu vă recomand să o desfaceți, este aceasta, capacul mașinii. Este un simplu șurub, se desface foarte ușor, mare grijă să nu-l pierdeți și iată. Aceasta este mașina pe dinăuntru. Observați că aici sunt foarte multe mecanisme în mișcare pe care întâi le curățăm bine de scame, pentru că da, scame pot să fie absorbite și în sus în zona aceasta. Le curățăm peste tot pe unde aș putea observa vreo scamă și apoi luăm sticluța de ulei și tot o picătură, nu mai mult. Aici chiar less is more. Unde am să pun? Aici, unde observ părțile metalice, această tijă care urcă și coboară cu acul, aici am să o gresez. Repet, o picătură, nu mai mult. Și să auzim cum merge. S-a schimbat puțin sunetul? Ok. Asta este tot. Este atât de simplu. Acum, reasamblăm mașina, începând cu capacul de sus, pe care am să-l strâng în șurub. Ok. Urmează aici, la treaba asta, chiar am să sting motorul ca să nu am parte de vreo surpriză neplăcută. Aceasta este placa de pe capul mașinii. Acul sus, ca să am loc. Ea nu are decât o singură poziție în care poate fi așezată, deci nu aveți cum să greșiți să o puneți invers. Urmează cele două șuruburi. Pe care le voi strânge cu șurubelnița. Ele trebuie să fie strânse fix, dar nu să scoateți zeama din ele, pentru că veți avea nevoie să o tot desfaceți ori de câte ori o curățați. Deci trebuie să fie strânse fix, dar nu exagerat. Acum, repun în poziție acest picioruș și gata. Mașina mea acum este întreținută, în sensul că a fost curățată, a fost unsă și este gata de următorul proiect. Haideți să auzim cum sună. Pa
pare că sonorul este un pic schimbat, tocmai datorită faptului că am curățat-o și am uns-o. Și asta este, dragii mei, o operațiune atât de simplă, dar care clar vă ușurează munca și va prelungi durata de funcționare a mașinii voastre. Asta este, dragilor, pe ziua de astăzi. Sper că v-a plăcut și acest videoclip și vă invit să vă abonați gratuit la acest canal pentru a fi anunțați ori de câte ori mai încarc un videoclip relaxat pe teme de modă și croitorie. De regulă, joia și duminica în jurul orei 7 seara. Iar dacă vreți să coasem împreună fizic, vă invit să vă înscrieți la atelierele de croitorie pentru începători organizate de cei de la Zinger în București, pe strada Halelor numărul 7. Până data viitoare, vă mulțumesc că ați fost alături de mine și vă urez, ca de obicei, tuturor mult spor la cusut! La revedere!